Cel mai mult într-o lună am citit în jur de 1800 de pagini, cel puțin în ultimii ani. Asta înseamnă doar 450 de pagini pe săptămână. Așa că nu sunt absolut deloc o persoană care citește repede, ba chiar dimpotrivă, dar tocmai de asta m-am gândit că ar fi distractiv să încerc să mă forțez să citesc 1000 de pagini în 7 zile. Azi e 11 februarie, ora 00:25. Maratonul a început astăzi la 12 fix și ține până 17 februarie, adică duminică, la ora 23:59, ceea ce înseamnă că eu deja încep cu un handicap, în sensul în care nu încep să citesc încă, pentru că mai vreau să mă updatez Goodreads-ul și am descris câteva recenzii, ceea ce o să ia ceva. Dar dacă nu reușesc să citesc cele 1000 de pagini până la sfârșitul săptămânii, pot să păcălesc pe toată lumea că, de fapt, făceam maratonul ăla cu 700 de pagini în 7 zile, nu cu 1000. Da, glumesc. Nu pot să zic că am un TBR fix, pentru că nu știu cum o să meargă treaba cu cititul, așa că am zis că mai bine mă orientez după asta, dar totuși mi-am făcut o idee legată de cam ce aș vrea să citesc. De exemplu, ieri am început We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson și sunt pe la jumate. Așa că sigur o să termin cu ocazia asta. E vorba de o carte mystery thriller la care a făcut și Alina de la Cărți plus Alina recenzie și despre care o să vă vorbesc mai multe pe parcurs. O altă carte de care am să mă apuc e Lumea Sofiei de Eustine Gorder sau așa ceva, pe care o să citesc împreună cu Ade de la Bibliomaniac, începând cu ziua de luni. Și știu despre ea că e un fel de introducere în filozofia occidentală prezentată pe înțelesul adolescenților, deci sub formă de ficțiune cumva, dar ficțiunea ar fi de fapt doar un pretext. Apoi, pentru că mi-am propus ca în 2019 să citesc o piesă de Shakespeare în fiecare lună, mi-aș dori să reușesc să citesc a 12-a noapte. Aș mai avea câteva, nu multe, cărți de poezie necitite pe raft. Dacă e până acolo, avem audiobook-ul lui Nikita Stănescu, la care încă n-am ajuns. Deci mă pot ajuta și aici, cu numărul de pagini. După care, cine știe, poate ajung și la corespondența lui Eminescu cu Veronica Micle, care bănuiesc că se citește ușor. Și câteva ore mai târziu am reușit să mă apuc de citit pentru maraton, folosindu-mă, bineînțeles, de aplicația Forest, în care am plantat un bananier de 60 de minute. Forest, sponsorizați-mă, vă rog! Târziu am reușit să citesc 45 de pagini și am uitat să menționez că dacă vreau să citesc 1000 de pagini în 7 zile, ar însemna să citesc cam 150 de pagini pe zi, așa că mai am vreo 100 de pagini de citit luni, așa că acum am de gând să mai citesc puțin până mă culc la loc și ne auzim peste câteva ore. Și ce ați văzut mai devreme eram eu citind Lumea Sofiei timp de o oră. Până acum am citit 118 pagini pentru maraton și azi dimineața am terminat We Have Always Lived in the Castle. Sincer, mi s-a părut mai mult amuzantă decât înfricoșătoare și știu că am citit în introducere faptul că atunci când a fost publicată cartea în 1962, unii cititori s-au speriat așa tare încât i-au trimis hate mail lui Shirley Jackson
Și nu prea înțeleg de ce. Adică mi se pare că nici măcar de personajele negative n-are cum să nu-ți placă. Mary Cat, care e naratoarea, pare o super scumpă, deși nu e chiar așa. Și m-am prins de mister încă din prima treime a cărții, așa că nu știu dacă finalul trebuia să mă surprindă sau nu. Altfel, mi s-a părut o povestire foarte drăguță, în măsura în care poate să ți se pare drăguță o poveste despre două surori care locuiesc cu unchiul lor handicapat și ale căror rude sunt moarte în rest. I-am dat 4 stele pe Goodreads pentru că mi-a plăcut foarte mult tonul. Toată cartea e scrisă din perspectiva lui Mary Cat, care se presupune că ar fi, cum se zice în bacalaureză, un narator necreditabil și, deși are 18 ani, pare cumva înghețată în timp, adică vorbește ca o fetiță, dar cu toate astea și cu toate ciudățenile ei, e foarte ușor să empatizezi cu ea și să înțelegi grija pentru casa în care locuiește cu sora și cu unchiul ei. Apoi, cu lumea Sofiei se întâlcă pe la început și trebuie să zic că am așteptări foarte mari de la cartea asta. Și nu știu în ce măsură o să se poată ridica la așteptările mele, din simplu fapt că e o carte de 500 de pagini care își propune să vorbească despre întreaga istorie a filozofiei occidentale, ce-i drept pentru adolescenți, așa că teoretic nu e nimic foarte complex în cartea asta, dar și asta poate să fie un dezavantaj. Până acum am citit 34 de pagini din ea și am trecut așa foarte sumar prin mitologie, în special prin mitologia nordică, pentru că autorul e norvegian. După care am ajuns la primii filozofi, Tales, Anaximandru, Anaximene, după câțiva filozofi din sudul Italiei. Deja e foarte multă informație condensată în foarte puține pagini, dar îmi place. Nu pot să zic că nu-mi place. În altă ordine de idei, ca să-mi ating ținta de 150 de pagini pe zi, ar mai trebui să citesc în jur de 30 de pagini azi, așa că vă țin la curent. Am revenit cu un mic update, e ora 11:30 și m-am gândit ca ultimele pagini pe ziua de azi să fie de poezie, pentru care am volumul perfect pe Kindle. E vorba de Stranger Baby de Emily Berry. Shout out Mihai Lungu, care mi-a trimis EPUB la această carte. Nața, e marți, ora 9:30 și până acum am citit 182 de pagini pentru maraton și pentru că poeziile pe care le-am citit aseară mi-au dat o stare atât de bună, m-am gândit să începem dimineața tot cu niște poezie și am downloadat pe Kindle volumul lui Allen Ginsberg, Howell, Kaddish and Other Poems. Cum trece timpul așa repede în vacanță, dar deja aproape s-a făcut ora 5. Bine, n-am stat doar în casă, adică am fost și în vizită pe la liceu, așa că o parte din timp s-a dus și acolo. Dar am rămas undeva pe la pagina 200 și dacă vreau să rămân în grafic pentru maraton, ar trebui să mai citesc măcar 100 de pagini azi. Așa că o să continuăm cu Lumea Sofiei și cu Allen Ginsberg. Azi mai vreau să filmez un videoclip, astfel încât să-l pot posta mâine sau cel târziu poimâine. Așa că, da, ne mai auzim cu updates. Faza cu Ginsberg e că dacă citești foarte multe poezii de ale lui una după alta, ori îți vine să vomiți, ori îți vine să adormi. Și nu că îți vine să vomiți în sensul în care sunt poezii proaste sau, nu știu, că citești fluturi. Dar sunt foarte complexe, mai ales dacă nu ești familiar cu generația Beat, din care el face parte, cu Jack Kerouac, de exemplu. Practic, poeții care vorbesc despre societatea americană după cel de-al doilea război mondial
Plus că poezia lui are foarte multe referințe pe care e posibil să nu le prinzi și trebuie să accepti faptul că nu o să le prinzi pe toate. Sigur o să-mi placă să vorbesc mai mult despre el după ce termin volumul și după ce mă mai documentez puțin despre generația Beat, pentru că, clar, e în afara zonei mele de confort, dar m-am gândit să împărtășesc niște reflexii așa după o oră de Ginsberg. Câteva ore mai târziu, sunt tot aici, cu viața mea ca spioană și cu dragul meu turnător. Ceea ce înseamnă că încă n-am reușit să filmez, pentru că am tot încercat să-mi pun ordine în gânduri, dar odată ce filmez videoclipul ăsta și îl editez, mâine o să am mult mai mult timp pentru citit și în seara asta mai băgăm puțin lumea Sofiei, după care ne culcăm și noi. La prânz e aproape ora 1 și din nou am făcut o vizită până la liceu. Când m-am întors am găsit asta în cutia poștală, care e un cover pentru Kindle, și m-am gândit să îl împărtășesc cu voi. Până acum am citit vreo 270 de pagini pentru maraton, așa că sunt puțin în urmă, dar o să recuperăm. Azi filmez videoclipul ăla și mă apuc de editat. O să și ieșim mai pe seară. Știu că deja v-ați obișnuit să stau în casă, dar azi o să fie o zi plină. Tocmai mi-am făcut un ceai de salvie și îl voi pune în cana mea cu Dali. Da. Hei, s-a făcut 6 seara și am terminat de filmat videoclipul. Sunt foarte fericită, dar sunt pe fugă, așa că ne mai vedem cu updates pe parcurs, pentru că de data asta veniți cu mine. Hai să vedem ce ne punem cu noi. Lumea Sofiei, evident, în caz că cine știe. Marcare, că normal trebuie să subliniem. Un tocilar adevărat nu poate să supraviețuiască fără astea, așa că le punem. Un litru de apă, că e bine să ne hidratăm. Încărcătorul, că sigur o să moară bateria. Poate găsim vreo priză. Fel. Și da, cam atât. Era să uit baterie, pentru că sigur o să moară cealaltă baterie. Deci, da. Este ora 3 aproape și am terminat de editat și am încărcat videoclipul pe care l-am filmat ieri. Din Lumea Sofiei am mai citit câte ceva, dar în total pentru maraton am citit 300 de pagini. Așa că astăzi aș avea de citit 300 ca să fiu în grafic. S-ar putea să intre în joc și corespondența lui Eminescu până la urmă, ca să pot să fac numărul de pagini.
Dar, în orice caz, mă duc la citit ca să recuperez. Și după cum ați văzut mai devreme, la un moment dat m-am întrerupt din citit ca să merg să văd un film. E o comedie și vă recomand să o vedeți dacă aveți ocazia. Se numește Familia Bélier și, na, povestea e destul de clișeică, dar a fost foarte emoționant, deși e o comedie. Povestea despre familia asta cu doi copii în care aproape toți din familie sunt surdomuți, în afară de fiica adolescentă. Și, mă rog, familia asta locuiește la o fermă, ceea ce face lucrurile destul de grele pentru fata asta care are 16 ani și tocmai începe să iasă cu băieți. Dar fiica e personajul principal pentru că descoperă că are o voce foarte bună, pentru care vrea să se mute la Paris să urmeze o școală de muzică prenumită. Și filmul o arată încercând să echilibreze viața de familie care are nevoie de ea, atât la fermă cât și în societate, ei fiind surdomuți, și pasiunea asta ei. Sunt convinsă că s-au mai făcut o grămadă de filme pe subiectul ăsta, dar chiar îți dă o stare foarte bună filmul, așa că vă recomand să-l vedeți. Și cu cititul suntem în continuare destul de în urmă, suntem pe la 450, dar intenționez să mă apuc de o nouă carte de poezie, pentru că la Ginsberg mă așteptam să dau de ceva ușurel, care se citește imediat, fiind poezie. E vorba de Altera Pars, de Cătălin Pavel. Și ăsta e un autor de care eu nu auzisem nimic până să primesc cartea asta de la cineva în care am mare încredere când vine vorba de poezie, deci mă aștept să-mi placă. Așa că da, am câteva ore să recuperez o zi întreagă ca să intrăm într-un ritm normal, totuși cu 150 de pagini pe zi.